La început de drum, îmi place să văd un, un grup nou, ca, ca niște vorbitori de limbă străină. Da? Cu toții știți o limbă străină, dar imaginați-vă că, nu știu, vrem să învățăm japoneză și putem face pe cont propriu, la fel cum putem să citim cartea de comunicare non-violentă. Da? Dar dacă nu exersez, dacă nu te întâlnești și cu alții, dacă nu te duci în Japonia să fii în jur, înconjurat de toată treaba respectivă, sunt șanse destul de mari să o dai tot pe românește, da? tot pe limba în care o ai în jur. Faptul că în jur împrejur se vorbește în continuu acea limbă străină, la un moment dat, nu, sau eu cel puțin așa țin minte cu engleza, a fost așa un click. La un moment dat, parcă ai înțeles pe toți dintr-o dată, parcă a început și să visezi în limba respectivă, a început să înțelegi glumele. De ce? Pentru că ai avut o comunitate în jur care, sau, care numai asta făcea. Și de aceea aceste evenimente, cum le facem și acum, sau taberele, sau faptul că Majoritatea dintre trainerii care suntem în asociație, suntem și prieteni și petrecem timp împreună, e parte a, a avea în jurul nostru un grup de suport ca să ne aducem în continuă aminte de, de aceste alegeri, pentru că în jurul nostru lucrurile pot fi, pot fi diferite dacă nu chiar opuse.